Ca pește, ca nativ pește, sigur va fi puțin mai multă și realitate aici, în a interpreta. Tot ceea ce îi face pe nativii pești să fie neliniștiți săptămâna care urmează nu reprezintă o alegere bună. Trebuie să fie foarte atenți la câteva aspecte. Deci, ceea ce îi face să se simtă un pic neliniștiți nu este un lucru bun. Deci, este clar că este o neliniște interioară care vorbește despre ceva ce nu este în acord cu divinitatea și cu sufletul. Să fie atenți ce le atrage atenția cel mai mult săptămâna următoare, pentru că acest Marte în balanță, în conjunct cu semnul lor și cu Neptun din semnul lor, vorbește despre ceva care presupune o descărcare. Deci, trebuie să înțeleagă anumite lucruri, trebuie să împace anumite relații. Vin către oameni cu care trebuie să se împace sau să încerce o altă abordare, s-ar putea să fie nevoie să ajute anumite persoane foarte bine desemnate de către Univers și să le ajute într-o măsură semnificativă. Este o etapă importantă datorită acestui Neptun prezent în semnul lor, cadrat cu Jupiter, ar putea să aibă o sarcină foarte clară săptămâna următoare să facă ordine în viața anumitor persoane. Pot fi colegi, pot fi angajați, pot fi chiar șefi, în orice caz, persoane bine alese de către destin. Este un moment interesant și important pentru o realimentare cu energie. Deci ar fi bine să facă ceva, să plece într-un concediu, să-și ia o mini-vacanță sau să pur și simplu să stea mai relaxați și să se pregătească de această nouă etapă, o etapă cu un profil foarte puternic neptunian, în care efectiv, precum niște boieri, să facă mai mult lucruri care le fac plăcere sufletește. Da, iată un portret, zic eu, adecvat a ceea ce se va întâmpla săptămâna viitoare. Ceea ce vreau să zic este că pentru pești, ca și în perioada precedentă, dar mult mai mult, apare nevoia de a-i ajuta pe ceilalți. Deci asta este o dominantă. Deci peștii trebuie să învețe, toți trebuie să învățăm să îi slujim pe ceilalți. Să-i slujim în sensul că, la fel cum Hristos a spălat picioarele apostolilor, și noi trebuie să facem și cele mai murdare, dar nu sunt murdare, cele mai mărunte și umile munci și să le transfigurăm, pentru că trebuie să ajutăm pe cei de lângă noi, să le oferim. Hristos a dat un model de smerenie. Noi trebuie să-i ajutăm. Da? E, peștii trebuie să înțeleagă și acest lucru. Că dacă nu îi vor ajuta, ei au început așa să ca în beznă să vadă cum pot să-l ajut pe X, pe Y, trebuie să ajute pe toți. Deci este modalitatea în care ei se smeresc, au o întreagă nebunie în capul lor, știm prea bine, ei se smeresc și învață să se poarte într-un mod potrivit destinului lor. Da? Pentru că ei prin ceilalți vor ajunge la Dumnezeu și își vor împlini legenda personală, nu în altfel. Pentru că altfel, exact cum la alte câteva zodii ai vorbit de ego și de dorințe egoiste și de dorințe de dominare, ei, și la este aceeași ispită și atunci această slujire este fundamentală pentru nativii zodiei peștilor. Fie că vor fi opriți pe stradă și o să fie întrebați ce oră este sau unde se află locul cu tare, să stea să se uite pe o hartă pe internet sau să dea un telefon, să ajute concret. Deci nu e vorba de ajutoare abstracte, nu e vorba să dea 1 milion de euro că nici nu iau covârșitoarea lor majoritate, e vorba de lucruri mărunte, dar constante, care o să-i ajută să înțeleagă mai bine propria lor cale în devenirea personală. Iar aceste ispite, celelalte despre care vorbeai la început, iarăși sunt foarte, și ele există și până au și în săptămâna aceasta și chiar și în perioada anterioară. Și problema cu ele este că nu îl împiedică să acționeze. Da? Peștii nu vor fi în stare să depășească blocajul generat de această stare de nesiguranță indusă de o neliniște interioară de gânduri. Ce am de făcut? E bine să păstrez contractul pe care l-am sau relația în care m-am manifestat până Da. acum sau locul de muncă. Trebuie să folosesc briciul ou, ca în filozofie, să spună asta da, asta ba, să meargă mai departe, să se lămurească, să-și rezolve problemele. Ei pot să și le rezolve acum. Ceea ce până acum le-a fost cam greu, a fost cam o lună de zile de blocaj. E, iată că ei acum pot să-și realizeze legenda personală. Mulțumim foarte mult, Lucrețiu, pentru toate sfaturile pe care ni le-ai dat. Ne revedem și astă seară de la ora 21. La revedere!